RTS va fi la datorie duminică pentru dumneavoastră. Vrem să vă asigurăm că tot ce se întâmplă în cea mai importantă zi a României va fi reflectat în mod obiectiv și vă va fi prezentat la timp. Vă ținem la curent cu prezența la scrutinul electoral pentru alegerea președintelui și vă aducem în atenție evenimentele care se întâmplă în județul Mehedinți pe tot parcursul zilei. Echipele RTS vor fi pe teren duminică, începând cu primele ore ale dimineții. Vă prezentăm primii votanți, vă spunem ce autorități locale sau oameni politici merg la vot și vă ținem la curent cu prezența la urne în Mehedinți. Trei ediții speciale vor avea loc în cea mai importantă zi pentru România. Primul jurnal va începe de la ora 12, unde veți afla cum a debutat ziua în care românii își aleg viitorul președinte. Cum prezența la vot este extrem de importantă, ne vom asigura că procesul electoral nu este fraudat. Vom fi cu ochii pe organizatorii, dar și pe reprezentanții partidelor politice și vă vom informa în timp util. Un nou jurnal de știri vă aduce în atenție întâmplări proaspete începând cu ora 17, iar seara după închiderea urnelor la ora 21 vă vom spune rezultatele parțiale în urma numărătorii paralele a partidelor în ultimul jurnal de la ora 21:30. Vom avea invitați speciali pe tot parcursul zilei de duminică, persoane cu care vom dezbate și vom analiza la cald în cele trei jurnale de știri cele mai fierbinți informații referitoare la scrutinul electoral. Rămâneți așadar alături de postul nostru de televiziune pe 10 noiembrie. România își alege președintele, RTS vă informează.